Tehnologia salvează România. Este pariul autorităților care vor să lanseze o aplicație pentru șoferi, o hartă virtuală care ne va avertiza în timp real unde sunt drumuri sau localități blocate de inundații, zăpezi sau calamități. Împreună cu ANM și ISU, specialiștii din Ministerul Transporturilor lucrează deja la aplicația care ar putea fi gata anul viitor. Atenție, în localitatea următoare, drumul este blocat din cauza inundațiilor. Așa ar putea suna mesajul primit de șoferi prin noua aplicație promisă de autorități. De ani bune, autoritățile nu au găsit o soluție pentru aglomerație, însă șoferii vor avea parte de o aplicație care îi va ajuta să știe cum este vremea pe drumurile naționale și autostrăzile din țara noastră. De exemplu, eu plec acum spre Brașov și voi ști dacă la Bușteni sunt drumuri blocate din cauza ploii. Mai exact, aplicația va folosi o hartă digitală care va funcționa ca un GPS. Autoritățile vor transmite informații în timp real. De la compania de drumuri vom afla care sunt drumurile blocate sau cu trafic îngreunat, de la ISU unde sunt localități blocate, iar de la ANM vom primi atenționările meteo. Vom putea să ne calibrăm, practic, deciziile în funcție de informațiile care apar în acel moment și nu va trebui să așteptăm, să zicem, să vină o informare pe hârtie sau printr-un mail după o perioadă de, când să spunem că o reacție ar fi destul de întârziată. Păi e bine să știi dacă plouă, ce vreme te așteaptă, ce, când mergi. Până acum, compania de drumuri nu are o hartă digitală pentru șoferi. Toate actualizările se fac doar pe hârtie. De când nu v-ați mai uitat pe o hartă? Pe hârtie. De când a apărut GPS-ul, de când a apărut... Noua tehnologie a ajuns mai devreme la agricultori. Precipitații, umezeală, îți spune pe ore. O aplicație care conține informații despre vreme îi anunță pe producători când va fi îngheț, care este nivelul de umiditate a solului, când va ploua sau cât de puternic este vântul. E foarte important să știi când trebuie să uzi grădina, când e destul de important să știi în timp real. Pentru noua aplicație, agricultorii trebuie să plătească 10 euro pe an. Sunt însă și români care nu dau tradiția pe tehnologie. Care e cu toată zeama, toată luna picură de ploi.